Bună ziua, domnule Berbecean. Să rămână. Ce ne puteți spune despre aceste... Înțeleg că v-au fost ridicate aceste interdicții. Păi ce să vă pot spune? Ieri s-a judecat la Curtea de Apel Alba Iulia contestația depusă de DICOT, structura centrală, împotriva hotărârii de ridicare a măsurilor emise de Tribunalul Hunedoara. Astăzi s-a pronunțat, am așteptat cu încredere. Fără falsă modestie, vă spun că eram sigur că contestația DICOT-ului va fi respinsă. Mi se pare că s-a întâmplat ceva firesc și aștept cu mare încredere în justiție să se facă dreptate până la capăt. Domnule Berbeceanu, exact ce interdicție aveați și v-aș mai întreba dacă aveți voie, aveți dreptul din acest moment să vă întoarceți la muncă, la serviciu. Am avut mai multe interdicții, unele de pe procedura veche, după schimbarea codului de penal și codului de procedură penală au fost schimbate și interdicțiile. Cele mai importante au fost că nu am avut voie să iau legătura cu o sumedenie de persoane, pe cele mai multe dintre acestea nici nu le cunoșteam și nici nu aș fi avut cum să iau legătura. Am avut interdicția de a deține și purta și folosi arme de foc, mai multe interdicții. Toate au fost ridicate. Cu privire la întoarcerea mea la serviciu, și în prezent lucrez ca ofițer de poliție, deocamdată sunt la dispoziție și desfășor activitate la serviciul logistic din cadrul IPJ Hunedoara. Sunt convins că justiția îmi va face dreptate și, așa cum este și firesc, mă voi întoarce la locul meu de muncă și la echipa mea. Și voi fi repus în situația anterioară. Dar în cât timp apreciați că se va întâmpla acest lucru, domnule Berbecean? Vor trece este imposibil luni, să apreciez. Îmi este imposibil să apreciez. Sunt două dosare care se află în lucru la acest moment privitor la aceleași fapte, până la urmă și aceeași stare de fapt. Unul în care am calitate de parte vătămată, instrumentat de Procurorii Direcției Naționale Anticorupție și acel dosar pe care îl cunoașteți deja foarte bine, instrumentat de DICOT, structura centrală la momentul acesta. Domnule Berbeceanu, la finalul acestui proces, acestei nebunii în care ați fost implicat, vă gândiți să, nu știu, să cereți socoteală în situația în care vi se va dovedi nevinovăția, astfel încât pentru toată perioada asta în care ați fost prejudiciat, adică ați fost dat la o parte de la șefia BCCO, ați suferit prejudicii de imagine și așa mai departe? Nu, să știți, am mai discutat în mai multe rânduri aspectele astea. În situația în care aș cere daune morale, aș cere de la statul român. Și mie statul român, până la urmă, nu mi-a făcut nimica. Și nu trebuie să plătească toți oamenii pentru greșelile unora, dacă s-a dovedit că unii au greșit. Tot ceea ce îmi doresc și tot ceea ce vreau este să fiu repus în funcția care, din punctul meu de vedere, în mod abuziv a fost înlăturat și să fiu repus în drepturi și justiția să fie cea care îmi repară imaginea atât de grav afectată. Așadar, când așteptați o decizie definitivă de la instanță, domnule Berbeceanu? Îmi este imposibil să vă spun un orizont de timp. Sunt chestiuni care chiar nu țin de persoana mea. Vă mulțumesc foarte mult pentru această intervenție, domnule Berbeceanu.